Băiatul de 15 ani care s-a electrocutat sâmbătă seară după ce a urcat pe un vagon de marfă în gara Roman se află în stare foarte gravă la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București, fiind intubat și ventilat mecanic și prezentând arsuri pe 75% din suprafața corpului. Reprezentanții spitalului din capitală susțin că băiatul va fi supus mai multor intervenții chirurgicale. Foarte gravă, intubat, ventilat mecanic, are arsură de 75% din suprafața corpului, pansat, o să fie supus mai multor intervenții chirurgicale. Cu doar câteva zile în urmă, alte două fete s-au electrocutat după ce au urcat pe un tren de marfă din gara Roman pentru a face un selfie. Pe una dintre ele, gestul a costat-o scump, având arsuri de gradele 3 și 4 pe aproape jumătate din suprafața corpului.